Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean s-au numărat câteva proiecte ce vizează bugetul de venituri și cheltuieli, dar și listele de investiții pentru mai multe instituții de cultură din oraș. Printre acestea se numără Teatrul pentru Copii și Tineret, Teatrul de Stat Constanța, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, dar și Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Toate aceste proiecte au trecut însă consilierii, au avut de făcut câteva amendamente. Propunerea noastră este ca elevii, copiii, elevii, studenții, pensionari, pentru că copiii pot merge la teatru însoțiți de bunici, să aibă intrarea liberă, gratuită. Consiliul Județean deja subvenționează aceste instituții. Spre exemplu, Teatrul pentru Copii și Tineret primește de la Consiliu peste 2 milioane de lei, în timp ce veniturile proprii din încasarea de bilete nu depășesc 120.000 de lei. Veniturile nu se vor diminua foarte mult și chiar dacă se vor diminua, eu cred că din această sumă de 120.000 de lei, Consiliul Județean poate să subvenționeze și această scădere a veniturilor proprii și cred că este un lucru benefic pentru copiii din județul Constanța. În același timp, președintele Consiliului Județean și-a exprimat acordul și susținerea pentru aceste reduceri. Eu vă propun să votăm bugetul așa și în următoarea ședință să facem o rectificare pe bază unui proiect care vreți de până dumneavoastră. Sunteți de acord? Da? Da, cine este pentru? Abțineri împotrivă, nu consider că susțin și eu la treaba. La următoarea întrunire a Consiliului vor fi votate proiectele de hotărâre ce vizează acordarea acestor reduceri. Biletele vor fi gratuite sau reduse la jumătate pentru elevi, studenți și pensionari.